Salutare tuturor, sunt Alexandra și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. De la ora 19 la Teatrul Bulandra, în sala Toma Caragiu, puteți urmări avanpremiera piesei Tango. Acesta este unul dintre cele mai bune texte dramatice scrise în secolul 20. Producția surprinde viziunea conceptului sociopolitic al lumii prin intermediul unei familii doborâte de nevoia de a-și găsi un țel într-o existență lipsită de orice sens. Reprezentând tot ce e mai bun și tot ce e mai rău în condiția umană, Tango reflectă o gândire care privește dincolo de rațiune, reușind să distrugă toate clișeele impuse de societate. Ora 19 la Teatrul de Comedie puteți urmări piesa Tartuf. Textul, incomod pe alocuri pentru că rostește adevăruri supărătoare, este unul foarte ofertant, iar personajele de-a dreptul savuroase. Intriga în jurul căreia este construită piesa cu multe subtilități are la bază clasica înșelăciunea unui om respectabil, Orgol, de către un impostor, Tartuf, care îl subjugă psihic și fură averea. Ciudat mai sunt făcuși oamenii, cei mai mulți dintre ei, foc de rațiune, de cei firești și drept. Da, da, ești nebun să începi o asemenea ceartă? Mai auzi cum a vorbit cu mine? Dacă m-ai ascultat pe mine... Scandalizarea lumii este cea care... De la ora 20 la Teatrul Național București, în sala studio, puteți urmări producția Dale Noastre de Gigi Căciuleanu. Acest spectacol de teatru dans readuce la viață personajele Marelui Caragiale, Mitică, Zița, Cațavencu, într-o lume fantastică în care realismul costumelor contrastează profund cu absurdul mișcărilor, dar în care recunoaștem arhetipuri surprinzător de familiare prin momentele inspirate din Domnul Goe, Bubico, Lanțul Slăbiciunilor, O scrisoare pierdută sau O noapte furtunoasă. Acestea au fost recomandările culturale. Rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută. Thank you.